În duminica după nașterea Domnului, preasfințitul părinte Siloan, episcopul ortodox român din Ungaria, a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală din Gyula. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre amenințările care au fost îndreptate asupra pruncului, chiar de la nașterea sa, și despre ostilitatea, invidia, vrăjmășia, răutatea și violența de care a dat dovadă regele Irod. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în această duminică după nașterea Domnului, am revenit și noi în Catedrala Episcopală Ortodoxă Românească din Jula, după mai multe activități și mai multe drumuri binecuvântate pe care le-am putut face în diferite părți cu ajutorul lui Dumnezeu. Și este un prilej binecuvântat, pe de o parte, de a aduce mulțumire Bunului Dumnezeu pentru frumusețea, bucuria și binecuvântarea acestor zile și gândindu-ne la fuga și plecarea pe care Mântuitorul a avut-o în Egipt din grijă dumnezească pentru a păzi viața pruncului, dar și reîntoarcerea sa tot la porunca îngerească. Iată că întotdeauna întoarcerea acasă în biserica neamului și în inima acestei credințe drămăritoare ortodoxe este o binefacere și o bucurie pentru noi toți și îl rugăm pe Bunul Dumnezeu mulțumindu-i pentru toate binefacerile pe care le-a revărsat asupra noastră, asupra tuturor în anul care a trecut, ca pe toți românii să îi binecuvinteze, să le păstreze această legătură sfântă și acest dor de casa și de țara lor, dar și legătură sfântă cu cel născut în cetatea Betleemului și, bineînțeles, să binecuvinteze cu purtarea sa de grijă și cu ajutorul său fiecare dintre zilele anului care va începe în curând și toate zilele vieții noastre. La final, credincioșii veniți să se închine în Catedrala Episcopală din Gyula au fost binecuvântați și anunțați despre programul liturgic din următoarele zile.